Ați auzit de războiul dintre Ucraina și Rusia? Nu aud. Ce părere aveți dumneavoastră, ce puteți spuneți? Dar ce putem spune? Dorim ca să fie pace și dorim ca să înțeleagă Rusia cu... Finiseze mai repede războiul. Mai repede să finiseze, da. Să fie pace în țară, să fie în popoare liniște, înțelegere, iubire oameni de oameni. Uitați-vă, ar trebui noi să susținem poporul ucrainean moral? Moral? Da. Suferă lumea, majoritatea nevinovată, aceiași copii, tineret, bătrânet, adică mulți nevinovați. Da, noi și așa îi ajutăm, adică mulți refugiați au venit la noi, noi i-am susținut, i-am dat și locuințe și alimentație, și tot, dar și moral să-i susținem. Din parte, moral, într-adevăr, că pentru, cum, ca să iei mâini, să, cum, să nu facă propagări. Care o trimitem către deputați și miniștri ai Ucrainei. Vă scriu din Republica Moldova să susținem lupta voastră contra dictaturii lui Putin. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordăm scut și o protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Când nu fost Ucraina, nu știu unde aveam să fim noi acum. Asta e drept, asta corect. Suntem țări vecine și putem da, fi da, noi. Da, într-adevăr, că dacă țările vecine nu trebuie să le apărăm, trebuie fiecare ei pe noi și noi pe de ce să le apărăm. Cum așa? Recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporojie. Asta corect, da, într-adevăr. Ați dori să semnați așa o petiție? Dar despre armata noastră, ce puteți spuneți, cum credeți, avem o armată puternic dezvoltată? Noi, într-adevăr, noi nu avem o armată puternică, e foarte mică armata noastră, dar ar trebui ca să avem a noastră, avem armata noastră să fie sunteți mai puternică. Sunteți de acord că ar trebui să o dezvoltăm la un nivel mai profesional? Asta numai decât, dar cum să avem armele noastre, să avem tancurile noastre, să avem toate noastre, toate sălii astea, dar și folos noi la noi, și populația e foarte mică și tineretul e foarte puțin. Fiecare pleacă în țările străine. Și armata nu se face așa la un nivel da, profesionist. Da, la un nivel potrivit nu se face niciodată. Pentru că credeam câte ani de zile și cât acolo mai fac cursuri și atât. La fel avem o scrisoare deja care o trimitem către deputați și miniștri ai Republicii Moldova. Mm-hmm. Așa cum avem nevoie de poliție, pompieri, competență, așa avem nevoie și de armată puternic dezvoltată. Prioritățile pentru armată competentă. Armată profesionistă, rezerviști pregătit, tineretul pregătit. Cultura militară a Republicii Moldova trebuie să se schimbe, să facă participare în antrenamente militare. Despre Elveția, ați auzit? Este da, o țară la fel de mică, dar cu armată puternic dezvoltată. Da, într-adevăr, pentru că ei sunt mai în comun, ei sunt mai prietenuși, mai, astea, mai activi și doresc ca tineretul să duc să facă armata, să apări țara lor. Așa și la noi în Moldova, totdeauna așa trebuie. Tot așa ar trebui să fie, să iei exemplu, dar la Elveția trebuie numai decât. Și armamentul care nu poate fi cumpărat din străinătate, dar să fie fabricat la noi în Republica Moldova, de întreprinderi, la fel o să apară și posturi de muncă pentru cetățeni. Da, este un punct pe viitor, mai ceva, dar este sunt niște idei reale și pe viitor s-ar putea de le realizat. S-ar putea, numai decât s-ar putea, că nu este, trebuie să într-adevăr. Dar despre ce că au fost închise 6 posturi TV, ați auzit? Canalele acestea rusești. Da, am auzit acum. Despre asta ce părere aveți? Părerea că cum părerea am că nu trebuie ca să închid, tot trebuie ca să lucreze, să funcționeze, că fiecare, astea, cum știm, o știri de acolo, una de altă parte. Dar știți de ce au fost închise? Pentru că au fost foarte mult că Rusia este... Foarte mare propagandă din partea Rusiei, da, dezinforma foarte, lumea. Așa, spunea da. Aceeași că Putin, că ucrainenii s-au atacat singuri pe ei, dar asta nu e direct. Da, era o mare propagandă. Majoritatea persoanelor, lumea, privea divertismentul, adică filme, ceva acolo, niște programe. Dar de asta și-au fost închise. De asta și-au fost închise, pentru că știu că, într-adevăr, toate minciulile, toate acestea... Da. Și înseamnă că sunteți de acord cu cei că au fost închise, da? Cum? Dar despre aderarea la NATO, dumneavoastră, ați auzit? Cunoașteți ce este NATO? Da, cum? Și părerea dumneavoastră? Sunt de acord. Sunteți de acord cu aderarea la NATO? Da, într-adevăr că-i da. Că am fost și eu în țări străine, că am fost în Danemarca... Cunoașteți că România deja face parte din NATO? Da, cum? Da. Și o cale mai ușoară ar fi unirea cu România. Da, asta e corect. Copilul meu tot în România. Și cum, ce spune el? Este mai bine acolo? De 100 de ori mai bine. Mai bine, salariile mai mari. Mie, nu de 100 de ori, mai mari salariul și astea, dar toți tineretul pleacă în astea, statele. Chiar în multe unii localități sunt finanțări din România, adică grădinițele au fost renoite. Da, sunt de acord cu. Da, de acord, de ce nu sunt de acord?